v-am regăsit la cursuri. Deoarece intenționez să public un curs de fizică atomică și nucleară și de asemenea unul de curent electric alternativ, trebuie să trecem întâi prin teoria oscilațiilor și undelor și de aceea încep azi un curs de oscilații și unde. Chiar dacă teoria oscilațiilor și undelor pare aridă și la prima vedere ruptă de ceea ce vedem în jurul nostru, teoria cuantică a câmpului ne arată că, de fapt, tot ceea ce există are la bază oscilații și unde. De aceea, teoria despre care voi vorbi în acest curs este deosebit de importantă în foarte multe domenii, începând, așa cum am spus, cu fenomenele electromagnetice și până la cele atomice, nucleare și, în general, de fizică cuantică. Să începem cu oscilațiile. O mișcare este oscilatorie dacă are loc de o parte și de alta a unei poziții de echilibru, așa cum de pildă vedeți în această animație. Este deci o mișcare care se repetă periodic. Dacă nu există forță de frecare, atunci mișcarea se repetă la infinit și se numește neamortizată. Avem oscilații neamortizate. Și în acest caz, o oscilație completă este mișcarea care are loc din momentul în care oscilatorul trece printr-un anumit punct, printr-o anumită poziție, având o anumită viteză, până când va trece din nou prin acea poziție, având aceeași viteză, nu doar în modul, ci și ca orientare. Durata unei oscilații complete se numește perioadă și se notează cu litera T mare, ceea ce înseamnă că în sistemul internațional, unitatea de măsură pentru perioadă este secunda. Dacă avem, de pildă, N oscilații efectuate în timpul total delta T, atunci perioada va fi delta T împărțit la N. O altă mărime importantă este cea pe care o numim frecvență. Frecvența notată cu litera nu ne arată câte oscilații face oscilatorul în unitatea de timp, într-o secundă. Și atunci ea se poate calcula, având aceleași mărimi despre care am vorbit, N mare oscilații în timpul delta T, împărțind N la delta T. Și asta înseamnă că unitatea de măsură pentru frecvență în sistemul internațional este 1 pe secundă, 1 pe secundă, adică Hertz. Și mai înseamnă că frecvența și perioada sunt invers proporționale, deci avem relația T înmulțit cu nu egal cu 1. Distanța de la poziția de echilibru până la oscilator se numește elongație și distanța maximă la care ajunge oscilatorul în timpul oscilațiilor, adică elongația maximă, se numește amplitudine. Modelul cel mai simplu al unui oscilator este cel al oscilatorului armonic, numit așa pentru că mișcarea lui poate fi descrisă cu ajutorul funcțiilor armonice, sinus și cosinus. Dacă oscilațiile au loc de-a lungul unei drepte, atunci avem un oscilator liniar. Pentru producerea oscilațiilor armonice este nevoie de trei lucruri. Masă, adică inerție, o poziție de echilibru stabil și o forță de tip elastic. Inerția e necesară pentru ca mișcarea să nu înceteze atunci când oscilatorul ajunge în poziția de echilibru. Să-și continue mișcarea sub acțiunea inerției și în acest fel să apară din nou forțe care încearcă să-l aducă în poziția de echilibru. Poziția oscilatorului, adică a punctului material care oscilează, este descrisă de un vector de poziție care poate să fie notat X, Y sau Z în funcție de axa de-a lungul căreia se produc oscilațiile. De pildă, în acest desen, oscilatorul se mișcă de-a lungul axei OY, de o parte și de alta a poziției de echilibru O. Vectorul de poziție, în acest caz Y,
are originea în punctul de echilibru, iar modulul lui este elongația, adică distanța instantanee de la poziția de echilibru la oscilator. Oscilațiile descrise de un oscilator sunt armonice dacă au loc sub acțiunea unei forțe de tip elastic, iar o forță de tip elastic are expresia F egal cu minus K înmulțit cu Y. Adică are modulul proporțional cu elongația, iar sensul în fiecare moment opus vectorului de poziție. Atunci când, de pildă, un resort este deformat, el produce o forță elastică care se opune deformării cu atât mai mult cu cât deformarea este mai mare, cu cât alungirea sau comprimarea resortului este mai mare. Forța elastică acționează tot timpul spre poziția de echilibru, deci încercând să readucă oscilatorul acolo. Iar semnul minus apare, așa cum v-am spus, pentru că sensul forței elastice este în fiecare moment opus sensului vectorului de poziție. Constanta K se numește constantă elastică și se vede că are în sistemul internațional ca unitate de măsură newton pe metru. Pentru că ea este egală cu raportul dintre forță și elongație. Am vorbit despre forțele elastice în cursul de mecanică, tipuri de forțe. Acum să presupunem că avem un punct material asupra căruia acționează o forță de tip elastic, a cărei ecuație o vedeți aici, și sub acțiunea acestei forțe de tip elastic, punctul nostru oscilează de-a lungul axei OY. Știm că ecuația principiului fundamental spune că masa înmulțită cu accelerația este egală cu forța, iar accelerația este a doua derivată a elongației, așa că putem scrie M înmulțit cu D2Y supra DT2 este egal cu forța, adică cu minus K înmulțit cu Y. Și avem o ecuație diferențială care are o soluție generală de forma Y este egal cu A înmulțit cu sinus de omega t plus fi 0, în care A mare este amplitudinea, este elongația maximă, omega se numește pulsație și veți vedea imediat ce este și cum se poate calcula, iar fi 0 se numește faza inițială a mișcării. Paranteza omega t plus fi 0 este faza instantanee a mișcării și pentru că e argument al funcției sinus, este un unghi care se măsoară în radiani. La fel și fi 0, faza inițială a mișcării, este un unghi care de asemenea se măsoară în radiani. Ce ne arată fi 0? Dacă îi dăm lui t valoarea 0, găsim valoarea elongației la momentul t egal cu 0. Y0 este A înmulțit cu sinus de fi 0. Deci faza inițială ne permite să calculăm valoarea elongației în momentul în care am pornit cronometrul, în momentul în care am început să studiem mișcarea, la momentul t egal cu 0, momentul inițial. Știm că prima derivată a elongației trebuie să fie viteza. Viteza este deci de y pe dt și vedem că ea este omega înmulțit cu a, sinusul derivat este cosinus, înmulțit cu cosinus de omega t plus fi 0. Și aici produsul omega ori a ne dă viteza maximă. Omega ori a egal cu v maxim. Viteza maximă
o are oscilatorul atunci când trece prin poziția de echilibru. Dar vom discuta mai în amănunt aceste lucruri când vom vorbi despre energia oscilatorului. Mai știm că derivata vitezei este accelerația. Așa că avem dv pe dt, este accelerația oscilatorului, care este cosinus derivat este minus sinus, deci vom avea semnul minus, omega trece în față și vom avea omega pătrat ori a, ori sinus de omega t plus fi 0. Și aici produsul omega pătrat ori a este accelerația maximă. Deci omega pătrat ori a egal cu a maxim. Oscilatorul are accelerația maximă atunci când se oprește o clipă la capetele traiectoriei. Vom discuta și despre asta mai în amănunt atunci când vom vorbi despre energie. Și acum putem să vedem ce este omega, pulsația. Pentru că masa înmulțită cu accelerația, adică minus m ori omega pătrat înmulțit cu a înmulțit cu sinus de omega t plus fi 0, trebuie să fie egal cu forța. Dar forța este minus kappa ori y și y are această expresie. Deci egal cu minus kappa înmulțit cu a înmulțit cu sinus de omega t plus fi 0. Și de aici se vede că avem relația m ori omega pătrat egal cu kappa. M ori omega pătrat egal cu kappa sau omega este radical din kappa supra m. Și acum știm că pulsația are această expresie, se poate calcula cu relația radical din kappa supra m. În următoarea animație puteți vedea graficele forței, vitezei, accelerației și elongației în funcție de timp în cazul unei mișcări oscilatorii armonice neamortizate. Acum vă voi arăta că toate formulele pe care le-am dedus se pot găsi și fără să folosim ecuații diferențiale printr-o metodă geometrică. Dar pentru asta trebuie să observăm că mișcarea oscilatorii armonică este de fapt proiecția unei mișcări circulare pe un diametru al cercului traiectorie. În acest desen puteți vedea un punct material P' care descrie o mișcare circulară. Puteți vedea cercul pe care se mișcă
Și mai puteți vedea proiecția punctului P' pe diametrul vertical, punct notat cu P. Și vă rog să vă imaginați că punctul P' descrie o mișcare circulară și ce se întâmplă între timp cu punctul P. Și veți înțelege că în timp ce punctul P' se mișcă pe cerc, punctul P descrie o mișcare oscilatorie de o parte și de alta a centrului cercului. Iar amplitudinea acelei mișcări oscilatorii este de fapt raza cercului. Punctul P nu poate ajunge mai departe decât raza cercului față de centrul cercului în timp ce oscilează de o parte și de alta pe diametrul vertical. Veți vedea imediat că această mișcare nu este doar oscilatorie, ci este chiar o mișcare oscilatorie armonică. Punctul P' are în acest moment viteza V' și accelerația centripetă A'. Toate unghiurile de pe desen marcate prin AC au măsura egală cu unghiul Φ. Și acum să ne uităm la triunghiul OP'P. Triunghiul OP'P. Se vede în acest triunghi că sinus de Φ este distanța de la centrul cercului la punctul P, care este deci elongația Y, supra OP'. Dar OP', ipotenuza triunghiului nostru, este raza cercului, Y supra R. Și de aici rezultă că Y este R înmulțit cu sinus de Φ. Dar R este amplitudinea oscilațiilor pe care le descrie punctul P și din studiul mișcării circulare știm că Φ este omega înmulțit cu T, unde omega de data asta este viteza unghiulară a punctului P'. Ea va fi, pentru mișcarea oscilatorie a punctului P, va fi pulsația acestei mișcări, dar deocamdată este viteza unghiulară a punctului P'. Și atunci putem scrie Y este egal cu A înmulțit cu sinus de omega T. Și știm că o astfel de mișcare descrisă de această relație este o mișcare oscilatorie armonică. Deci, în timp ce punctul P' descrie cercuri, proiecția lui, punctul P, descrie o mișcare oscilatorie armonică dată de această relație. Vă amintiți că forma generală a acestei expresii era Y egal cu A înmulțit cu sinus de omega T plus Φ0. Dar noi nu avem fază inițială, Φ0, pentru că unghiul Φ este măsurat de la diametrul orizontal, ceea ce înseamnă că în momentul T egal cu 0, în momentul inițial, punctul P trecea prin centrul cercului, adică era în poziția de echilibru și deci elongația inițială era 0 și din această cauză nu avem fază inițială. Dar asta nu schimbă lucrurile, mișcarea este oscilatorie armonică, mișcarea punctului P. Acum să ne uităm la triunghiul albastru. În triunghiul albastru observăm cosinus de Φ. Cosinus de Φ este egal cu V supra V'. V' fiind viteza lineară a punctului material P', care se mișcă pe cerc. Și asta înseamnă că V' este omega înmulțit cu R, adică omega înmulțit cu A, dacă ne referim la mișcarea oscilatorie. Și de aici rezultă că V, viteza oscilatorului, este omega ori A ori cosinus de Φ, adică cosinus de omega T. Și am găsit și legea vitezei. Iar dacă ne uităm la triunghiul roșu, acolo observăm că sinus de Φ este egal cu A supra A'.
A' fiind accelerația centripetă a punctului P', ceea ce înseamnă că se poate calcula cu formula omega pătrat înmulțit cu R, sau omega pătratul A. Și dacă ținem seama și de faptul că sensul accelerației punctului P, al punctului care oscilează, este opus sensului lui Y, atunci avem ecuația A este egal cu minus omega pătratul A ori sinus de pi, adică sinus de omega t. Și am găsit și legea vitezei și legea accelerației pentru mișcarea oscilatorie armonică pe care o descrie punctul P. Dar mai putem afla ceva. În mișcarea circulară uniformă, perioada se poate calcula cu formula 2πr împărțit la viteză. Adică dacă împart lungimea unui cerc la viteza cu care se mișcă, viteza liniară a corpului care se mișcă pe cerc, găsesc timpul necesar mobilului să parcurgă tot cercul, care se numește perioadă. Dar V este omega ori R. Și atunci de aici rezultă că T este 2pi supra omega ori R, 2pi R supra omega ori R, și raza se simplifică și găsim o relație foarte importantă, și anume că perioada este 2pi supra omega, sau omega este 2pi supra T. O relație foarte importantă pentru că leagă pulsația de perioadă și pentru că știm că perioada este inversul frecvenței, mai avem o relație omega egal cu 2pi nu. La fel, o relație foarte importantă pentru că leagă pulsația de frecvența oscilatorului. Să notăm. Acum știm toate formulele importante care descriu mișcarea oscilatorie armonică, așa că ne oprim aici, urmând ca în cursul al doilea să discutăm despre energia oscilatorului liniar armonic. La revedere!